Românii din Banatul Sârbesc vor avea la dispoziție o serie largă de publicații în limba maternă, grație Bibliotecii Județene Nicolae Iorga din Ploiești, care va înființa o filială pentru iubitorii de carte de pe Valea Timocului și Banatul Sârbesc. Aceasta va fi cea de-a treia filială din străinătatea Instituției de Cultură Prahovene și va funcționa în incinta Bibliotecii Budai de Leanu din Satul Nou. Biblioteca Budai de Leanu din Satul Nou, adică localitatea unde s-a născut Ioan Flora, prin primar și prin directorul Casei de Cultură, sunt de acord să aibă o sală în care se scrie filială a Bibliotecii Județene Nicolae Iorga. Pentru prima dată, ideea deschiderii acestei filiale a fost lansată în cadrul unor acțiuni dedicate memoriei poetului Nichita Stănescu. Și la îndemnul președintelui Uniunii Scriitorilor din Serbia, Adam Puslovici, un mare prieten al culturii prahovene, s-au făcut demersurile necesare. Pentru început, Biblioteca Nicolae Iorga urmează să trimită în Serbia 400 de volume. De ce să nu avem și o școală cu predare în limba română integral, și o bibliotecă numai și numai cu cărți, sau o încăpere dintr-o bibliotecă numai și numai cu cărți ale clasicilor literaturii române. Filiala din Banatul Sârbesc va fi adresată exclusiv iubitorilor literaturii române și va fi funcțională în septembrie.